Decizia. Provocare zilnică. O resursă pentru disciplina consiliere și dezvoltare personală, clasa 8. -a. În fiecare zi ne confruntăm cu situații a căror rezolvare necesită luarea unor decizii. A lua o decizie înseamnă o hotărâre pe care o iei în urma analizării unei situații și alegerea între două sau mai multe opțiuni care te pot ajuta să rezolvi situația cu care te confrunți. Așadar, deciziile nu sunt altceva decât alegerile pe care le facem în diferite situații de viață. Majoritatea deciziilor pe care le luăm zilnic pot fi neînsemnate, însă altele pot avea o importanță mare în viața noastră, cum ar fi, de exemplu, alegerea școlii, a profesiei, a locului de muncă, întemerea unei familii, construirea sau cumpărarea unei case. Importanța deciziilor pe care trebuie să le luăm poate varia în funcție de situația cu care ne confruntăm și pe care vrem să o rezolvăm. Cu ce să ne îmbrăcăm dimineața, ce să mâncăm la prânz, ce animal de companie să ne alegem, ce sport să facem sau ce școală să urmăm după terminarea clasei 8 a 8-a. După cum v-ați dat seama, unele deciziile putem lua singuri, iar pentru luarea unor decizii cu un grad mai mare de importanță în viața noastră, în este recomandat să ne consultăm și să cerem părerea altor persoane în care avem încredere sau care au mai multă experiență decât noi. Familia, prietenii, colegii de clasă, modelele pe care le avem și la care ne raportăm, reclamele, starea emoțională, starea de sănătate sau vremea ne pot influența deciziile. Când trebuie să luăm o decizie, suntem influențați atât de propriile emoții, cât și de diversi factori care acționează asupra noastră din exterior. Vă invit să vă notați în caiete și să analizați câteva situații în care deciziile voastre pot fi influențate. Cum ar fi? ce să fac la sfârșit de săptămână, ce haine să-mi cumpăr, cum să-mi petrec timpul liber sau ce să mănânc la cină. Cine sau ce vă poate influența în luarea acestor decizii? Spre exemplu, decizia referitoare la ce să fac la sfârșit de săptămână ar putea fi influențată de familia ta care poate a planificat o activitate la care trebuie să participi și tu. De asemenea, ar putea fi influențată și de prietenii sau de colegii tăi împreună cu care ți-ai propus să organizați o excursie sau o petrecere în aer liber sau chiar și de vreme. Decizia referitoare la ce haine să-ți cumperi ar putea fi influențată de familie în funcție de bugetul pe care ți-l alocă pentru aceste cumpărături sau de preferințele vestimentare, de prietenii și de colegii tăi sau de reclamele în materie de modă. Voi cum ați răspuns la cele două situații? Dar la următoarele. Gândește-te la o situație recentă din viața ta în care a fost nevoie să iei o decizie. Despre ce situație a fost vorba? A fost vorba despre o situație în care ai putut lua singur decizia, ai fost influențat sau ai simțit nevoia să ceri părerea unor persoane cu mai multă experiență? Dacă te ai consultat și cu alte persoane înainte de luarea deciziei, cine au fost persoanele la care ai apelat? Luarea unor decizii poate însemna Alegerea între mai multe variante sau opțiuni. Este indicat să ne gândim bine înainte de a lua o decizie, să luăm în calcul și să cântărim bine variantele pe care le avem la îndemână. Adună cât mai multe date și informații despre fiecare opțiune și analizează-le cu atenție, ținând cont de avantajele și dezavantajele pe care ți le poate aduce fiecare. Este important să iei în considerare și consecințele pe care decizia luată le poate avea asupra ta și asupra celor din jurul tău. Uneori, aceste consecințe pot fi considerate bune și avantajoase, alteori nu. Nu există decizii care să nu aibă consecințe, de aceea este de dorit să-ți asumi responsabilitatea pentru alegerile făcute. A lua o decizie potrivită înseamnă să identifici și să evaluezi opțiunile pe care le ai la un moment dat. Și să stabilești care se potrivește cel mai bine cu obiectivele, scopul și cu nevoile tale. Gândește-te la situația pe care ai deschis-o mai devreme. Ai avut mai multe opțiuni? Ai putut alege dintre mai multe variante, alternative? Alcătuiește o listă cu opțiunile pe care le-ai avut în vedere, cu avantajele, dezavantajele și consecințele deciziei luate în situația respectivă. Ține cont de informațiile descoperite și ia decizii responsabile.